Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă serie pe canalul DemSky. O nouă serie de Minecraft. De data asta vom juca, fraților, TerraFirmaCraft. Bine v-am regăsit la sezonul numărul 2 de Minecraft, la perfectul greu. Bun, hai să începem direct. O să murim. O să murim foarte mult, vă avertizez de acum. Să menționați aminte, vă rog frumos, în cazul în care uit, să pun în descriere modurile pe care le folosesc, pentru că, așa cum am spus în ultimul episod din Minecraft la perfectul simplu, nu o să fac un mod pack public pentru această serie, pentru că sunt prea puține moduri și chiar nu are rost. Bun, hai să facem. Deci, Minecraft, poți să pun Minecraft la perfectul greu, sezonul 2. E bine? Cred că e bine. Survival, da? Ok. World type, așa, sigur. La seed. Am căutat ca nebunul la un moment dat și pe live-uri, începusem să caut extraordinar de aiurea. Ce se întâmplă? Mi-am dorit foarte tare să găsesc un seed care să-mi permită cumva în jurul spawnului să-mi fac baza. Oricum, de explorat o să explorăm foarte, foarte mult, extraordinar de mult. Dar hai să începem, mai exact. Seed-ul este G. Asta e. Deci, atât de nebun am fost încât nu mai știam ce să caut de seed și am început cu literele alfabetului. Dacă vă vine să credeți. Da, seed-ul este G. Atât. Create new world. Așa, ce vă ziceam? Deci, aveam nevoie de anumite chestii în jurul spawn-ului pentru că o să murim destul de des. Și oricum de explorat o să explorăm destul de mult, dar aveam nevoie de câteva chestii în jurul spawnului ca să începem un picuț mai repejor. Una la mână, opa, stai că a rămas ăsta pornit. Una la mână aveam nevoie de oițe, uite acolo oiță. De asemenea, pe lângă oițe, dacă ne uităm noi aici, aveam nevoie de un pic de apă. Uite, avem apa asta, trebuie să scăpăm de lupii ăștia. Să mă deranjeze foarte tare dacă îi las să trăiască. Deci oițe, apă și un anumit fel de piatră. Întrebare, dacă fac click dreapta, ok, deci tot aia e. Un anumit fel de piatră care să îmi permită, ok, deci cu click dreapta să ia mai ușor. Să-mi permită să, ușor, stai să ne uităm un pic la FPS. Dar bineînțeles că este. Avem aceeași problemă ca și pe seria trecută. Am un mod care îmi permite să să pot să fac e full screen, windowed full screen. Am făcut aici un cuțitaș. Hai să băgăm așa repejor ca să putem să luăm niște iarbă dacă tot. Bun, mi se pare mie să e un picuț cam tare sunetul. N-ar trebui să fie foarte tare, cred că l-am eu dat foarte tare în căști. Iar am uitat ce ziceam. Băi, dar parcă s-o scăsem item physics. Se pare că nu. Nu-mi place item physics, o să-l scot după aia. O anumită piatră care să-mi permită să fac eu de asta nici ovale și chestii de genul ăsta. Bun, hai să începem să căutăm deja de mâncare, pentru că na. Presimt eu că o să fie nevoie foarte mare. Tu ce ești, mă? Tropical milkweed. Asta e iarbă, ok. Trebuie să fim un picuț atenți. După argila. Argila e, pare să, da. Poate că ar fi deștept din partea mea. Hai să mutăm harta asta un pic. Hai să vă arăt cum se mută harta. Primul rând să caut, nu mai știu care era butonul pentru harta. 2 secunde, la controle, journey map, așa, full screen map, pe tab, logică, pe tab, ok, aici la opțiuni, presetul 2, presetul 1 l-am dezactivat complet, da, vedem aici, da, presetul 2 mă interesează să fie cumva, hai să vedem pe unde ne zice, recompense, nu știu ce, position, top left mă interesează, așa, perfect. Close, am ieșit, perfect. Bun, și ne interesează să ne îndreptăm poate un pic către apă. Deci, aoleu, nu, 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 nu,
de ce mi-atacă oile? Amă, serios, cum ați ajuns, mă, la oi? Uite-l, uite-l nesimțitul. Așa, pică, pică de acolo. Perfect. Nu, oaia vieții! Ai, mă, serios, mă! Cu ocazia asta avem niște medium sheepskin. Întrebare, eu ca să pot să-mi fac un pat. Asta o să avem nevoie de foarte mulți. Wool, hai să vedem wool. Wool-ul se obține cu, într-un loom, yarn, spindle. Spindle-ul se obține cu un pai de capul meu. Da, e de muncă. Este de muncă, este de foarte mult de muncă. Întrebare, deci ca idee generală să înțeleg că putem să obținem lână în felul ăsta. Bun, perfect. Ok, deși mi-am consumat un pic de acolo. Știi ce aș încerca să fac? Aș încerca să omor totuși lupul ăsta. Avem instalat un mod care ne permite să urcăm fără să sărim. Aș încerca să... și mai am un lup acolo. Cum aș putea eu să atrag lupul fără să mă omoare? Hai să încercăm să ne facem o lopățică. Poc, 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 poc. Așa, ne-am făcut o lopățică. Lupul ar trebui să fie pasiv până în momentul în care ne dăm noi la el. Ar trebui. Vedem imediat cât de pasiv e el. Așa. Bun, și cred că vreau să sar așa. Alambii se regenerează. Întrebare. Cred că pot să fac un geam. Așa, bun. Te obții dintr-un... Wow, really? Deci hai să vedem. 3 aici, 3 aici, 3 aici. Cred că așa e, da? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Așa, și de la tine obținem un singur capăt. Bun. Tu ești ăla de acolo de sus cu 2000 viață? Păi da, dar eu vreau pe ăsta de aici. Nu, 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 nu te mișca, nu te mișca. Ok, bun, l-am atras și pe ăla, perfect. Întrebarea este acum. Poți să te omor? Așa, așa, văd că și-au mai multe amici din... Din căzătură, în puii mei. Perfect! Perfect, mamă, cât de... Deci, cât de ideal a fost toată treaba asta. Ei, hai, nu vrei să te duci un pic? Bine că am picat și eu acum. Și ăsta îmi dă direct hides, numai că este small, nu este medium. Perfect! Mamă, deci cum mă bucur că am scăpat de lupii din zona asta. Deci mi-am oruseră acolo o oiță și eu sper nici o sufletul să mai fi rămas două oițe, trei pe aici. Opa, urs, fagi! Stai să vedem javelinul ăsta. Trebuie să țin minte să apăs R. Mi-am mutat pe R ca să pot să urc fără probleme. Unde este javelinul? Javelinul. Mi-a picat complet. Aici avem niște oase. Mi s-a rupt, măi? Da, știu că pot sări ca să mă arunc, să urc mai repede, dar na, acum și voi multe vreți. Da, deci eu nu mai văd javelinul. Hai să mai facem. S-ar putea să fiu eu chior. Hai să mai facem unul, nicio problemă. Avem suficientă piatră momentan. Așa, și să încercăm să omorâm și ursul, că iarăși nu ne ajută cu absolut nimic. De asemenea, toate animalele sălbatice, nu știu căței, uite că la am uitat să mă interesez și de lupi, dacă au aceeași chestie, se responează. Uite la acolo, unde să mă duc eu să scap de ursul ăsta fără să am probleme? Hai să încercăm... Nu știu, pe aici, pe undeva. Mamă, dar ce încet urc, mâncava sufletul. Bă, întrebarea mea este, deci... Ia să dezactivăm și asta. Fagi... Ok. Apa asta e așa că s-a îndepărtat un pic. Hai să, de curiozitate,
Ah, ok, deci pot să sar ca să mă deplasez un pic mai repede jos. Javelinul meu este înfipt acolo. Hai să pregătim și celălalt cuțit, pentru că dacă rămân fără un cuțit, să pot să mă duc rapid la celălalt. Aici. În versiunea asta, urșii sunt mai agresivi decât în versiunile anterioare. Fugi, 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 fugi. Vine după mine? Nu vine după mine! What? Și deja mi-e foame și sete. Bine, mă. Un os pot să rod. Și am luat doar 600 viață. Ok, hai să facem un topor. Trebuie să mă adu axe. Să-mi iau aminte cum se face topor acum aici, mă. Nu stone axe, așa. Pac, pac. Pac, 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 pac. Bun, nu mai am bețe, bețe. Dă-mi un băț, te rog, de undeva un băț. Ah, nu alerga, nu alerga. Nu te prosti, nu alerga. Urcă ușor, gentil, fără să alergi. Băț, uite la aici. Salutăm serviciul de ambulanță al municipiului București. Ce se întâmplă? Asta ar trebui să aibă 60 attack damage față de 40 attack damage, da? Deci cam asta e ideea cu toporul. Ce faci, mă? Ok, deci văd că Javelinul a dispărut după un anumit timp dispare. Ne încumetăm să ne băgăm la el? Mamă, o să ne ia forever, ești nebun. Vine? Ce așa? Ok, se pare că nu este agresiv. Da bine, atunci am pa. Deci ducem către apă la un moment dat. Nu mai știu în ce direcție am zis. Ne ducem bine, e perfect. Ne ducem bine. Avem un porcușor aici. Hai să mai luăm niște iarbă de pe drum. Și uite, am găsit și argila. Perfect. Bun, deci asta avem apă. Deși nu pare să fie foarte multă apă. Dar presupun că ne putem descurca cu ce ne oferă și nouă aici harta. Ok, hai să vedem cum am putea să facem ceva care să ne permită să locuim pe aici. Asta trebuie să le spargi ca să îi puieți și bețe, pentru că altfel se, în momentul în care se distrug nu mai pică nimic. Deci, nu. Întrebarea, dacă dau cu cuțitul, nu e la fel de rapid. Ok. Mă gândeam, poate seria asta de mai greu la perfectul greu, să încercăm să facem un pic mai fără atâtea tăieturi, pentru că nu este foarte tehnică seria, adică pur și simplu stai și trebuie să supraviețuiești, na. Și nu cred că are rost să facem noi atâtea tăieturi. Ăsta are 90% șanse să pice. Bun, hai să vedem dacă reușim noi repede jos să ne facem cumva un... Deci mi se pare că un, 2, 3. Bun, și ăsta punem noi ceva de genul ăsta și încercăm să aprindem. Perfect. Bun, aici putem să punem acolo sus, să facem niște torțe. Numai câte una odată, ok? Perfect, clic dreapta, clic dreapta, clic dreapta, clic dreapta. Dacă găsim niște dovlecei ar fi ideal. Pentru că dovlecei zi, nu se sting, torțele în schimb o să se stingă la un moment dat. Bun, pot să beau și eu apă de aici dacă stau cu mânuța așa. Dacă țin apăsat, bea în continuu? Da, perfect. Bun. Deci, asta, zona asta o să ne fie căsuță. Este foarte aproape de spawn. Hai să vedem dacă putem găsi un animal sălbatic pe care să-l omorâm. Poate o căprioară, ceva.
Deci avem porcușorul ăsta aici. Aici pare să mai fie ceva, dar nu realizez ce. Tot un porcușor. Ok, hopa. Pe dreapta asta cred că e ursul. Eu mă uit acum pe hartă. Ușor în față dreapta. Ar trebui să fie ursul, nu? Da, ăla e ursul. Ok, hai să ne întoarcem. Mai vedem un lup în față. Putem trece prin frunze fără nicio problemă. Am o căprioară ceva. Dovlecei! Dovlecei! Ne-am scos. Am văd acolo și un pic de cupru, perfect. Ăștia, din păcate, nu-i putem crește. Îi găsești în sălbăticie și atât. Ce găsești, aia e. Atât. Uite acolo un cățel. Doi, de fapt. Care o să se dea la oi, mamalor de câini. Hai să punem o luminiță ca să avem și noi aici să fie. Nu știu să mă apuc să-i omor acum. Hai să încercăm. Bineînțeles că nu ajung până la el. Vino mai încă un pic, te rog. Nu? Hai să... Ambeți, ambeți. Hai să mai facem un javelin, că doar de... Mamă, deci consum o grămadă de zi, de resurse numai pentru javelinul vieții. What? What? Ok. Hai să luăm și pe astea. Poți să tai copacul ăsta ca să... Dau ca lumea în cățel. Deci ăsta e și mai văd pe unul acolo în față pe dreapta, da? Zic bine? Cred că da. Poate te pui în fața toporului meu acum ca să vezi ce bătaie este. Ok. Mi se pare că putem să cumva, nu știu, să așa, după aia să sar. Da, și după aia, deci practic mi-am luat avânt acolo. Ok. Bun, și acum încercăm să-l... Ok. Și nu pot să ajung la el, fiera mai să fie. Vedeți că și sare el. 50... Mamă, deci ești nebun? Mă, fraților, cam atâta pentru acest prim episod. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Deci, am început un nou sezon de Minecraft. De data asta avem Terraformacraft. Am ales să nu bag alte moduri. Am văzut că există mod pack-uri care, practic... zi. Se axează pe faptul că pe endgame-ul de la Terraformacraft și nu vreau să fac treaba asta. Mă, poate că ar trebui să dau cu toporul direct, că e mai... Haide. Da, haide, îi dă mai mult damage. Am hotărât să nu fac treaba asta pentru că și așa Terraformacraft este extraordinar de greu. Eventual o să văd, nu știu, poate un... un bibliocraft, poate un carpenter's blocks, adică chestii pe care le putem face la nivelul la care suntem, dar nu moduri care să se bazeze pe endgame-ul de Terraformacraft. Da? Mamă, deci nu pot să cred cât stă mâncația și să-l omor. Întrebare, dacă mă duc eu lângă el acolo, îmi iau calmea de-a mea și presupun, nu? Uite că dacă mă duc așa mai aproape de el, pot să-i dau mai des. Numai că, uite, mi-a nenorocit toporul. Și acum o să-mi nenorocească și cuțitul, presupun. Și presupun că o să vină și prietenul lui cât de curând. Ok, perfect. Și unde ți-e prietenul? Că știu că a mai fost un cuț, uite, la acolo. Bun! Încă o dată vă mulțumesc pentru atenția acordată. Bună seara, București! Bună seara, România! Era să uit, dacă a stat cu noi până acum, un mic like, un coment, un share, aștept foarte, foarte mult pe data viitoare. Ia vino tu încoa, mă. Ia vino mă tu încoa.